Bun găsit, Rose! Bună, Ilinca! Da, perfect pupată piesa cu ținuta. Bă, dar v-am zis că eu chiar mă ocup de aspectul ăsta, adică... Da, da, se vede! Nu s-a pupat, se vede, se vede! Nu s-a... Dar eu nu știu! Eu știu, am zis și eu. S-a ocupat atât de mult încât s-a pupat pe lângă. Nu s-a mai pupat, exact. Da. Atunci întreabă altceva. Ce să o întreb? Dacă ar fi să aleagă ea cu o piesică, ce piesică ar alege pentru această ținută? Aș alege ceva de la Britney Spears. Oh. De exemplu, melodia Toxic. Toxic da. Pentru ținuta asta? Da. Hai că n-ar fi chiar nepotrivită. Nu, nu e, nu mi se pare. Da, te-aș vedea. Bine, nu s-a trezit nimic ce am cântat eu, dar am avut eu în cap. E bine, măcar tu acolo să știi. Nu. Unde, dar povestea, poate povestea se pupă? Tata mi-a spus că uneori sunt un pic cam dură cu iubitul meu și a zis să mă port cu el mai cu mânuși. Drept dovadă, astăzi sunt cu mânușile pregătită. Mm-hmm. Și sunt am și albe. Am și pe geantă. Adică am toate mânușile din lume. Și sunt și albe. Da. Trebuie să fii de dor mai precaută. Normal. Să vadă tata că nu... O să vadă pe mânuși de vadă că m-am comportat frumos. Că te-ai comportat frumos, da. Nu-i așa? Săracul de el, băiatul ăla. Oana, am tot avut discuții, uite, și în ediția de ieri, vis-a-vis de persoanele care sunt și rete în această competiție, și viclene. Și tu spuneai că, surpriză, toate v-ați văzut una pe cealaltă, dar nimeni n-a văzut-o pe Teo Rose. Că e cea mai vicleană dintre voi toate. Am observat cea mai vicleană dintre viclene. E în spatele meu. Nu, Teo Rose. Teo Rose care? Teo Rose care atunci când Șișcănea se avea deja două voturi de cer, cum ieșise la nominalizare, a preferat să mă pună în pericol și pe mine ca să vezi, Doamne, n-o supere pe Cristina. Care nu, Cristina, deja fetiță, ea avea deja două voturi. Adică bă, dar dacă tu îi promiți unui om ceva, oricâte voturi ar avea, dacă tu i-ai promis, îl votezi? Nu, dar ce cuvânt aveam în momentul ăla în fața femeii? Îți dai seama că o tachinam pe Teo... Era o glumă, nu-i așa? Nu, o tachinam pur și asta, da. Voiam să mai facem o glumă, să mai râdem. Nu, este un subiect pe care eu l-am discutat cu Teo. Într-adevăr, am vrut să știu de ce m-a nominalizat atunci. Mm-hmm. Pentru că nu înțelesesem de ce, dacă deja Cristina avea două propuneri, de ce ar fi vrut să mă mai nominalizeze și pe mine. Dar am înțeles că i-a promis Cristinei că nu o va nominaliza. Și da, pe moment nu că m-a supărat, doar nu am știut de ce a făcut această alegere. Și... de atunci o tot tachinez și spun că sunt supărată pe ea. Într-adevăr, în sufletul meu, o urmă de supărare există. Păi ar fi culmea să nu vă supere aceste nominalizări, fetelor. Da, adică, ok, râdem, glumim, voi îmi spuneți că totul e sub formă de glumă, însă... Nu, treaba cu viclenia era ca și o tachinare, adică nu am vrut să o jignesc în sensul să o fac vicleană, dar într-adevăr... Păi am înțeles că nu e o jignire din discuția din ediția. Bine, acum, mă rog, e punctul de vedere al Cristinei. Dar eu am tachinat-o pe Teo pentru că, într-adevăr, am fost curioasă să știu de ce m-a nominalizat. Eu i-am explicat Oanei că... Nu mă suporți! Pe lângă asta. I-am explicat că mi se pare, la modul cel mai sincer, că noi toate ne făcusem deja o ierarhie în minte. Cam știam care e ordinea în care o să ieșim până în punctul ăsta. De aici va fi cu adevărat greu. Pentru că am ajuns într-o formulă din care mi se pare greu să alegi cine să iasă sau cine să rămână. Și știam cumva dintre... Eu am nominalizat atunci când a ieșit Xonia. Și cumva noi în minte ne-am calculat lucrurile și ne-am dat seama că corect ar fi să iasă o fată care n-a ținut pasul cu competiția și care nu e atât de bine pregătită cum suntem noi în momentul ăsta. Și am zis că, bă, degeaba ne mai agităm acum, pentru că tu știi că nu o să pleci atunci. Adică și eu știam și am cu toatele cumva al cuie rândul să plece, să părăsească emisiunea. Mm-hmm. Deci, practic, fetele care au fost nominalizate nu erau niciun pericol din punctul vostru de vedere. Clar există un pericol în față, jurații pot fi imprevizibili, nu mă joc aici cu hotărârile lor. Spun doar că așa cum au și ales ei, de fapt și noi ne așteptam cumva ca acelea să fie alegerile de lor. Mm-hmm. Am înțeles. Ai perceput... Da, asta nu înseamnă că nu o să o tachinez permanent. În continuare. Da. Cristina, când am deschis acest subiect, zâmbea puțin. De ce, Cristina? Nu, zâmbeam că i-a căzut Andrei pe aici, pe jos și a înainte, trebuit... Înainte? Înainte?
Nu știu de ce zâmbeam. Nu e legat de acest subiect. Te drag de noi. Da, da, eu nu înțeleg aceste sensibilități cu nominalizările. Ei, vedem când o să nominalizăm toate pe tine, dacă o să fii sau nu sensibilă. Mă aștept la orice, sunt pregătită pentru orice. Cu argumentele poți să ai așa o problemă, dar cu nominalizările în sine, dacă fata a zis că... Păi dacă nu-ți pasă că ești nominalizată, de ce te mai interesează argumentele? Nu e vorba despre... ba da, cum să nu te intereseze argumentele? Contează că așa... contează dacă te nominalizează din răutate sau pe bună dreptate sau... Știi, chiar contează lucrurile astea. Am înțeles. Nu știu, din punctul meu de vedere contează. Teo, ai pomenit mai devreme de modalitatea în care cumva voi v-ați făcut o strategie gândindu-vă că avem concurente proaspăt intrate în competiție și atunci așa ar fi normal și corect din punctul vostru de vedere ca ele să plece. Însă acum, uitându-mă la voi, practic Cristina este o concurentă care n-a fost de la început. Da, nici Oana. Ne bazăm pe aceeași strategie? Nu. Nici tu, Alexandra? Nici Oana. Nici eu. Doar bine, cumva am venit eu, apoi Cristina, apoi Alexandra. Nu, invers, eu am venit ultima. Scuză-mă. Deci Cristina Alexandra. Este ultima intrată în competiția noastră. Da, dar asta nu înseamnă nimic. Păi o întreb pe Teo, că Teo a zis că până acum a însemnat ceva cine a intrat pe parcurs. Într-adevăr și eu am intrat, dintre toate care am rămas, eu sunt ultima intrată. Dar totuși am foarte mult timp în competiție, deja. Nu cred că mai e acesta un criteriu. Pentru că cumva ne-am amestecat aici și cumva eu consider că am avut o evoluție foarte bună. Adică se vede clar cu ochiul liber că sunt foarte diferită de momentul în care am intrat în competiție. De la faptul că m-am tuns până la abordare stilistică. Și chiar au început să-mi placă abordările stilistice pe care le-am avut aici la Bravo I Steel și mi le-am însușit chiar și în viața de zi cu zi. Eu mă aștept să mă nominalizeze mare parte din fete, pentru că așa s-a întâmplat mereu, de ce nu s-ar întâmpla și acum? Mai ales că le-am luat și eu piatră de pe suflet, zicându-le să o facă dacă simt asta și cumva nici nu se vor simți așa stânjenite. Și pe de altă parte, acum, fără lipsă de, nu știu, aroganță sau... fără, da, să credeți că sunt arogantă sau ceva de genul ăsta, le-i și frică așa un pic de mine. Acum, hai să fim serioși, că totuși m-am transformat destul de mult, am un discurs mai pertinent și poate vor să scape de mine. În momentul ăsta, grupul nostru cred că arată destul de compact și criteriul ăsta cine a intrat mai târziu decât plutonul de bază nu se mai aplică. Cred că... eu, cel puțin, voi face nominalizări doar din punct de vedere stilistic, așa cum a făcut în ultima vreme. Cristina cred că se va lupta foarte mult, deși pare foarte pacifistă, mi se pare mai propusă ca oricând să ajungă în finală și poate chiar către marele premiu. Am spus și că din punctul ăsta mi se pare cu adevărat greu să ne mai facem noi vreo strategie sau să ne mai gândim care e corect să iasă, pentru că din momentul ăsta mi se pare că toate suntem pregătite și... Toate suntem o apă și un pământ. Toate suntem pregătite să facem parte din marea finală. Din punctul ăsta mi se pare cu adevărat greu și dacă va fi cu eliminare mâine seară, cred că va fi... ne va pune în dificultate, clar, situația asta. Mm-hmm. Am spus toate suntem o apă și un pământ. Este o vorbă de poet. Dar am spus-o în sensul bun al cuvântului. În sensul că am conviețuit atâta timp împreună încât toate am învățat deja câte ceva. Chiar dacă, de exemplu, Alexandra a intrat aici deja cu foarte multe cunoștințe în domeniu. Chiar dacă Dea este foarte specializată pe partea asta de modă și de ținute. Toate am învățat. Deci, cumva ne-am apropiat foarte mult unele de altele ca nivel. Asta am avut în vedere când am spus că toate suntem o apă și un pământ. Depinde cine va fi protejată, depinde ce momente aveți, ce simute. În ediția Concept de mâine, în semifinala Bravo Steel Celebrities, depinde de multe lucruri și evident, de nominalizările pe care voi le veți face, bineînțeles, dacă va fi cazul. Hai să vedem cum arată ținuta, Oana. Îmi place extrem de tare. Da? Da, foarte mult îmi place. Îmi plac detaliile acelea strălucitoare de pe nasturi. Îmi place foarte mult că ai ales să pui mânuși.
Îmi place și geanta, îmi place că textura ghetelor este aceeași ca și cea a genții. Îmi place foarte mult, așa o aromă catifelată. Și tu te miri cum ai spus asta pe gură, nu? Aulea. Mă, vreau și de aia. Când nu, am ai probleme, spus foarte frumos. Mă devin foarte, foarte, foarte profundă. Analitică. Profundă, analitică, da, ne place. Ne place de Oana analitică. Andreea? Mie îmi place foarte mult această ținută, îmi place cămașa extrem de mult, îmi place, ți-am spus și îți repet, îmi place când îți pui ceva în cap, îți stă foarte bine. Mulțumesc. Îmi place că ai asortat cu mănușile și chiar îmi place ținuta ta, draga mea. Super! Bun. Nu te așteptai la asta, zi! Eu? Mă aștept numai la lapte și miere din partea voastră. Mă aștept să vă placă toate ținutele. Dacă vă întreb și de ținuta lui Mutu, de exemplu, sigur vă place și a lui, a lui Mihai de asemenea. Deci nu e o problemă, ne plac toate ținutele întregii echipe, că așa e frumos acum înainte de semifinală. Hai să vedem ce spun jurații despre ținuta ta, Teo Roz, te rog. Draga mea, ai mai venit cu bluza asta odată. Nu știu dacă ai schimbat nasturi între timp, de au fost așa de eficienți încât strălucirea lor i-au luat ochii colegii de platou. Dar nu, la o bluză de genul ăsta nu totul înseamnă un nasture dintr-o piatră. Ți-am spus și atunci, ca și acum, că nu-mi place bluza. Nu-mi place nici ce ai făcut cu ea în seara asta, pentru că din punctul meu de vedere, atunci când asta este o piele din aceea parpalacului din piele sau piele-piele. Bun. Când ai un guler la fel și la pardesiul de piele și la bluză, mi se pare că sunt inutile, chiar dacă ai făcut o suprapunere de asta ciudățică. Nu-mi place ce porți în picioare absolut deloc, pentru că nu te caracterizează, zic eu. Ce? Ia să-ți văd poșeta, că n-am. Asta e o poșetă frumoasă. Și, într-adevăr, este a nu știu câta oară când te văd cu o șapcă pe cap. Too much. Dar, mă rog, tu ai păr și ai putea să-ți faci din părul ăla tot felul de nebuneli. Da. Am mai făcut, dar... Na, ne gândim la accesorizare, ne gândim cum să facem să fie... Să fie mai simplu, așa. Pe ultima perioadă să fie mai simplu. Nu puteam să-mi fac ultima... ceva din păr, dar... Acum că mai aveți puțin, să fie din ce în ce mai simplu. Nu asta e ideea după care mă ghidez. Am încercat-o și mi s-a părut că vine mai bine decât orice. Eu cred că trebuie să încercați din ce în ce mai mult. V-am spus de ieri, când Alexandra a venit cu rochie de seară, că aș vrea să vă văd din ce în ce mai sofisticate, mai atât de puțin. Acum trebuie, dacă acum nu dați artileria grea din pod, vestimentară, jos, ce, când? Pe bune. Mă rog. Ok, mai încercăm. Cât o mai avea ocazia până nu o tăiem acasă. Da. Eu nu știu de ce ai ales tu acel toxic, fetiță. Piesa, mă refer la piesă. Eu consider că ar merge mai bine un dă mamă cu biciu în mine, dar pe care să o interpretezi într-un duet. Cu? Pot eu, fetiță, să vin să-ți bag mortul în casă? A făcut duete. O alegi! Cu cine faci duetul? Aș putea direct cu doamna Gabiluncă, dacă tot da. Facem cu oricine. Alegi tu din platou. Ia-o pe măsa mare la duet. Haide. Sau dintre cântăreții care s-au mai perindat pe aici, nu știu, habar n-am. Poți să o întrebi și măsa mare, că și are niște preferințe ale ei, ca orice femeie la un moment dat în viață, are niște preferințe, nu? Că nu o să-i placă toți. Îi plac și ei, anumiți. 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 Eu dar de ce dă mamă cu biciul în mine? Păi n-ai spus asta, că mică. Ți-a spus tatăl tău că ești un pic prea dură? Uitase-mi povestea, iertați-mă. Și tu fiind un pic prea dură, n-ai și un bici? Nu s-a dus până într-acolo duritatea pisicului. El, așa zisul, nu te cheamă pe nume și îți spune dă mamă cu biciul în mine. Nu prea îmi zice cu mamă. Ce dă Teo cu biciul în mine. Eu te găsesc chic pe acest final de săptămână, de sezon. Îmi place că ai și ruj roșu. Chiar te găsesc chic.
ai ceva de Rouvier du Temple, ai ceva de mare așa, știi? Aha. La drum de seară, o iei către la La Perle, care e mai către la mijlocul străzii, așa vis-a-vis de florărie, unde l-au prins pe Galiano cu scandalul, cu... Da. Poți să-mi imaginez. Dragă, poți să imaginezi. Asta ne imaginăm cu toții, stai liniște. Nu, dar să știi că și mie imaginez în peisajul ăsta și da, mie îmi place ținuta pe care o porți în seara asta, Teo. Mi se pare că e de o finețe pantonul ăsta de piele bine organizată cu nasturii aceia de cristal, ai cămăși, și dacă ar fi avut cămașa niște nasturi simpli, ar fi fost puțin în contrast cu nasturii pe care ai deja pantonul dat, având deja nasturi de cristal, ai dat un ceva ținutei. Neaccesorizat-o, ghetele se potrivesc, geanta îmi place, stă bine în alb și îți mai stă bine iarăși și fără atâta șapcă pe cap. Așa cum a zis regele aici prezent, îți acoperă frumusețele, fețișoară, ediție după ediție, dar astăzi arăți foarte bine. Mulțumesc. Foarte bine. Mulțumesc. Bravo, ai stil, Teo. Hai că săptămâna asta n-a fost prea grozavă pentru tine. Nu prea, sincer. Nu prea, dar astăzi da, mâine sper să fac frumos. Bravo. Pupii de la Bia. Mulțumesc, m-a sunat astăzi. A? Ce zicea Bia? M-a sunat că i-a dat cineva de la Teo Show numărul meu, căci că să facem o piesă împreună. Și mie la fel mi-a scris. Nu știu după cine să sun să râdem amândoi. Nu, că e păcat de talentul tău. Și eu am vorbit de un duet. Uite cum se leagă. Gata. Perfect. Mulțumesc. Vorbește și cu cei de acasă, Teo. E, astăzi vreau să vă mulțumesc că sunteți alături de mine și când o mai dau în bară și când fac frumos. Și trebuie să mă votați cu 6 la 1206 dacă vreți să ajung în finală și acolo să câștig, adică. Și pe final așa, foaie verde mărăcine, dă mamă cu biciunii. E, felicitări, Teo Roz! Mulțumesc! În sezonul trecut aveai problema cu balcon, mai ții minte? Renovam! Așa! Renovam, da! Și acum ce s-a întâmplat? Acum nu s-a întâmplat nimic, acum schimb niște chestii care s-au defectat. E foarte complicat, tu n-ai de unde să știi, Dana, ce se întâmplă cu țevile astea. Ce se întâmplă cu țevile? Chestiunea țevilor este una particulară. Nu oricine poate glăjbi o țeavă așa cum trebuie. Eu nu pot să explic pentru că, unul, tu n-ai înțelege. Doi, de ce să fac asta? Că ți-aș face un serviciu, adică ți-aș da o informație care ți-ar folosi ție pe viitor. Spuneți că ai chemat o echipă sau am chemat o echipă ca să las totuși și oamenii aia să-și facă meseria să mănânce o pâine, pentru că altfel eu puteam oricând să schimb țevi, să schimb asta este a doua mea natură, dacă înțelegi ce vreau să spun. Mă pricep la absolut orice și eu puteam să rezolv sevile alea din prima.